Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pentru etalarea zilnică, pentru ziua de miercuri, 16 decembrie. Hai să scoatem o carte pentru situația de dragoste, una pentru sănătate și una pentru bani, carieră și situație financiară. Pentru această zi de miercuri, în dragoste avem aici împăratul. Se pune accentul pe berbeci, dar și pe zodiile de aer, pentru că această carte combină nea energia arcanei majore împăratul cu cea a arcanei minore regele de săbii, da? Deci, berbeci, gemeni, balanțe, vărsători. Mare atenție la aceste persoane, pentru că vor fi un model de înțelepciune, dar și de autoritate, de experiență. Pentru toți cei care aveți probleme în dragoste, că sunteți singuri, că sunteți într-o relație, nu contează. Dacă aveți probleme, treceți prin anumite stări și vreți să vă consultați cu cineva, căutați pe cineva din zodiile pe care tocmai vi le-am menționat, pentru că o să găsească cuvintele perfecte pentru voi. Dacă sunteți singuri, e momentul să vă faceți o strategie. Faceți-vă lista cu partenerul perfect. Ce atribute trebuie să aibă această persoană? După ce ați terminat acea listă, luați lângă o altă hârtiuță și uitați-vă așa. Pentru fiecare atribut al persoanei voastre ideale, ce atribut ar trebui ca voi să îndepliniți astfel încât acea persoană idealizată din mintea voastră să se uite la voi? Și pe urmă luați lista cu atributele pe care voi ar trebui să le îndepliniți ca să vă potriviți cu persoana asta idealizată din mintea voastră și începeți să lucrați la ele, unul câte unul, punct cu punct. Ce puteți face ca voi să creșteți? Spiritual, mental, fizic, economic, în orice plan trebuie să creșteți. Faceți-vă un plan și acționați. Pentru cei care sunteți în relație de lungă durată, este o zi în care e foarte indicat să vă puneți la masă și să vă faceți împreună planul de viitor. Unde vă vedeți în 3 ani? Unde vă vedeți în 5 ani? Unde vă vedeți în 10 ani? Este o zi în care trebuie să faceți o mică pauză și să vă recalibrați. Pentru că adesea cea mai mare problemă în relație este că cei doi parteneri cresc în direcții diferite. Și de aceea este bine din când în când să luați acest moment de pauză, să vă realiniați și să vă asigurați că sunteți încă pe aceeași lungime de undă, că trageți încă la aceeași căruță și că trageți în aceeași direcție la căruță. Pentru că altfel, dacă unul trage în față și unul trage în spate, o să stați pe loc și o să fiți frustrați amândoi și nu o să știți de ce. Discutați, comunicați, aliniați-vă, centrați-vă, faceți-vă planul de viitor. Poate vreți să vă luați o casă, poate unul dintre voi vrea apartament, celălalt vrea casă. Discutați, ajungeți la un compromis. Vreți să aveți copii, poate unul vrea un copil, unul vrea 5. Discutați, ajungeți la un compromis. Poate unul dintre voi vrea să plece în străinătate la muncă, celălalt nu vrea să plece departe de familie. Iarăși, discutați și ajungeți la un compromis. Comunicarea e foarte importantă azi și foarte, foarte, foarte important este ca această comunicare să fie una echilibrată, să nu urlați, să nu vă încăpățânați ca acest berbec, să nu vă dați cu capul de perete, pentru că peretele o să câștige. Hai să trecem pe situația de sănătate. Aici avem o altă arcană majoră, avem spânzuratul combinat cu arcana minoră, doiul de săbii. Sunteți blocați, simțiți că nu știți ce să faceți, dar este doar un blocaj mental, pentru că dacă v-ați asculta instinctele, dacă v-ați asculta intuiția, ați ști în ce direcție trebuie să o luați. Cuvintele cheie ale acestei zi sunt autodisciplină și nu vă lăsați distrași. Aveți un țel clar definit, nu deviați de la drumul stabilit, pentru nimic în lume. Dacă sunteți la dietă, pentru nimic în lume nu deviați de la dietă. Dacă sunteți pe un tratament, asigurați-vă că luați exact cum a zis medicul, la orele stabilite, în ordinea stabilită. Nu săriți peste tratament, terapie, sport, dietă astăzi în niciun caz. Țineți-vă de treabă că sunteți pe direcția cea bună. Chiar dacă la momentul actual voi nu vedeți, sunteți frustrați, că de ce nu văd rezultatele muncii mele? Am depus atâta efort și încă nu se vede niciun rezultat.
Mai țineți-vă de treabă că în curând o să se vadă și rezultatele. Mai puțin. Hai să trecem pe sectorul carierei, al banilor și al finanțelor. Aici avem treiul de săbi. Aici e o mare supărare, o mare tristețe. Parte dintre voi s-ar putea să se simtă trădați de cineva cu care fie ați început o afacere sau ați colaborat la locul de muncă. Parte dintre voi s-ar putea să nu fi primit bonusul sau mărirea salarială la care vă așteptați. Parte dintre voi s-ar putea să nu fi primit promovarea la care v-ați așteptat. E foarte important aici să vă faceți o autoanaliză, pentru că dacă vă lăsați purtați în această spirală descendentă de supărare și de tristețe, riscați să pierdeți mesajul acestei experiențe, lecția de viață pe care trebuia să o învățați din această experiență. Bun, lucrurile n-au ieșit cum ați vrut voi de data asta, dar ce puteți voi să faceți ca să îmbunătățiți situația și pe viitor lucrurile să iasă în favoarea voastră? Avem aici cele două săbi, da, care sunt și aici la cartea anterioară, care sunt blocate acolo, care nu vă lasă să obțineți ceva. Ce puteți să faceți ca să vă eliberați de aceste două săbi, să vă dați de la ochi această bandană și să iasă la iveală sabia adevărului? Aceste două săbi care vă blochează sunt în mâna voastră și astea îmi indică că aici nu ați fost sabotați, chiar dacă vă așa vi se pare. Nimeni nu v-a pus piedici, voi v-ați pus singuri piedicile. Și e o lecție aici pe care trebuie să o învățați, ca pe viitor să nu mai repetați. Și lecția aceasta puteți să o învățați doar prin autoanaliză. Nu poate să vă dea nimeni rezultatul, îmi pare rău, nu pot să vă dau răspunsul, voi trebuie să-l găsiți. Și așa cartea asta ne aduce aici să completăm cercul, în momentul în care o să găsiți această sabie, ghișce, o să deveniți acest împărat, această forță de neoprit, de nestăvilit, care conduce tot. Dar mai întâi trebuie să vă eliberați de aceste bandaje la ochii voștri, de aceste lucruri care vă diminuează viziunea, vă scad vizibilitatea și trebuie să ajungeți la sursa adevărului. O energie foarte mentală, foarte mercurială, e posibil să fie o zi destul de grea, de încărcată pentru o parte dintre voi, dar la urma urmei ziua de miercuri este guvernată de Mercur, era de așteptat să avem o astfel de zi. Bun, hai să scoatem și o carte din aceste carduri de înțelepciune. Până când amestec eu cărțile, nu uita să îmi lași un like la acest video dacă îți place mesajul, bineînțeles. Să îmi lași în comentarii cum se aplică pentru tine această interpretare. Și dacă mai ai câteva minute pentru mine, să intri și pe grupul de Facebook, unde te aștept cu brațele deschise. Acolo avem discuții mult mai detaliate de astrologie, tarot și creștere personală și mi-ar plăcea foarte mult să te văd și pe tine acolo. Hai să vedem mesajul zilei. Toate transformările mele sunt ușor de făcut. Pentru a-mi schimba viața la exterior, trebuie să mă schimb în interior. În clipa în care sunt dispus să mă schimb, este uimitor cum universul începe să mă ajute. El îmi aduce ceea ce mi este necesar. Cartea asta este fix la pol opus față de acest spânzurat care este blocat și nu vede calea de ieșire. E fix la pol opus față de acest trei de săbi care aici doar suferă și suferă și suferă. Și e la pol opus față de acest împărat care este extrem de încăpățânat și vrea lucrurile doar cum vrea el. Dar toate aceste cărți pe care vi le-am descris acum foarte pe scurt cu energiile lor negative au înglobat în ele și reversul medaliei și aici intervine liberul arbitru, intervine decizia ta proprie și personală pe care parte vrei să te focusezi, pe partea negativă sau pe partea pozitivă. Și schimbarea vine din interior tot timpul. Mulțumesc că ați stat cu mine până la final, vă doresc să aveți o zi minunată, ne vedem mâine. Pa, pa!